Hristos a învățat Anglia. Sfințite Părinte Nicolae, la un moment dat, când cartea era în manuscris, practic era corectată, era finisată, noi ucenicii sau câțiva dintre ucenici plini de entuziasm, oarecum îl zoream sau îl rugam insistent pe Părintele, întrebându-l când o dă spre publicare, când o dă la tipar. E vorba de cartea de predici. Și Părintele, între altele, mi-a invocat mai multe motive, dar la loc de frunte a fost acela când mi-a spus, dragă, lasă să iasă când va fi ziua mea de naștere și voi avea 95 de ani, că în anul acela, pe 30 noiembrie de Sfântul Andrei, voi avea și 50 de ani de slujire preoțească. Și practic cu asta mi-a închis gura și l-am lăsat, nu l-am mai zorit și nu l-am mai întrebat de carte, de manuscris, nimic. Acum, Părinte Nicolae, ucenicii Sfinției voastre, care eu, în numele lor, îndrăznesc să vă asigur că au rămas aceiași și la număr, și la prețuirea și respectul pe care întotdeauna vi l-au purtat, au reușit să se țină de acest proiect, să se țină de cuvânt și iată să prindă contur și să fie publicată, respectiv tipărită această carte, la care, ca și la celelalte, dar vorbesc de asta în mod special, știu că țineați foarte mult. Și ea a fost adusă în casa Sfinției voastre, exact de ziua Sfinției voastre, pe 22 mai, miercuri. Nu vreau să spun prea multe. Vreau doar să adaug că la 6 luni trecute deja de la petrecerea Părintelui la veșnicile și dumnezeieștile lăcașuri, ucenicii au rămas în continuare loiali, fideli, recunoscători, se roagă pentru Părintele, îl pomenesc, îl prețuiesc, îl poartă în inimile și în sufletele lor, în amintirile lor, îl evocă. Pentru că Părintele Nicolae, pentru unii a fost coleg și prieten, pentru alții a fost naș, pentru alții a fost Părinte duhovnicesc, pentru alții a fost camarad, coleg pe temniță, pentru alții a fost povățuitor, îndrumător, pe alții a ascultat, pe alții a mângâiat, pe alții a sfătuit, pentru unii a fost providențial în momentele lor cruciale din viață, în momente esențiale. Mi-aduc aminte bună oară de ce ne povestea Preasfințitul Galaction, care a semnat și a dat binecuvântarea, a semnat prefața acestei cărți și a dat binecuvântarea pentru publicarea ei și care ne evoca atât de frumos momentul admiterii Sfinției sale la seminar și când Părintele Director, Părintele Profesor Nicolae Bordașiu a avut un rol esențial. Dăm slavă lui Dumnezeu că am reușit, că s-a reușit organizarea acestui moment, acestui eveniment, în acest duh, aici, în Biserica Sfântul Silvestru, unde Părintele a slujit atâția ani,
Mulțumind în mod deosebit părinților, conducerii Bisericii Parohiei Sfântul Silvestru pentru găzduire și pentru organizare și pentru implicare și pentru toată dragostea. La un moment dat, vorbind cu doamna preoteasă, eram oarecum sceptici dacă va veni lumea, fiind sâmbătă seara, fiind în timpul sfârșitului de săptămână, de weekend. Dar lumea a venit, dumneavoastră ați venit, pentru că această carte, Părintele Nicolae a vrut să o publice pentru fiii săi duhovnicești, pentru oamenii pe care i-a iubit și care l-au iubit și datorită cărora Părintele a trăit 94 de ani și jumătate și a slujit până în ultima zi, fiindcă dragostea lor, a oamenilor, a credincioșilor de aici, l-au ținut și întărit pe parcursul întregii sale vieți. Și această carte este pentru ei, pentru noi, adică un testament duhovnicesc lăsat nouă drept moștenire de Părintele Nicolae, care așa a vrut, așa a promis și de aceea și vrea ca această carte să fie distribuită gratuit fiilor săi duhovnicești, credincioșilor de aici, de acum, din biserică, pentru că vrea să arate și prin acest gest sau prin această carte dragostea pe care Părintele a avut-o și o are și a purtat-o permanent față de noi, oamenii. Față de noi, fiii săi duhovnicești sau față de credincioși acestei biserici. Un om cald, vă aduceți cu toți aminte, că venea fiecare cu greutățile și cu năpastele zilei, cu toate apăsările ei în cârca noastră, dar atunci când ne întâlneam cu Părintele, cu chipul său luminos, radios, blând, cal, cu pacea sa lăuntrică și cu așezarea sa interioară excepțională, ne topeam de toată zgura și de tot balastrul sau gheața acestei lumi. Și Părintele reușea să ne transpună și să ne transporte într-o altă lume. N-am auzit de la Părintele niciodată un cuvânt greu, niciodată un cuvânt tensionant sau plin de tensiune sau de reproș sau obidă. Pentru fiecare a reușit, a știut să găsească cuvântul potrivit la locul și la momentul potrivit, plin de mângâiere, plin de consolare, plin de dragoste duhovnicească și plin de căldură omenească autentică. De aceea, Părinte Nicolae, să știți că ne este dor de Sfinția voastră, dar vă simțim aproape. În continuare vă simțim aproape, ne străduim să vă ținem aproape, să rămânem în aceeași comuniune și dragoste, în aceeași căldură paternală și patericală pe care Sfinția voastră o aveați și o știați manifesta față de fiecare dintre noi. De aceea s-a organizat acest eveniment. Pentru dragostea credincioșilor și a fiilor duhovnicești ai Părintelui, Părintele niciodată rămânând nimănui dator. Și iată, reușind să-și achite și această, dacă vreți, promisiune cu vârf și îndesat față de noi, față de noi toți. Mă bucur din suflet că sunt aici oameni deosebiți care l-au cunoscut pe Părintele și care vor vorbi despre Părintele. În încheiere aș vrea să adaug sau să adresez un cuvânt Doamnei Preoteste.
Doamna preoteasă a rămas aici. Părintele a plecat dincolo. Noi trebuie să purtăm aceeași grijă în continuare și aceeași dragoste și față de Doamna preoteasă, cum am purtat-o întotdeauna față de Părintele. Și să nu îi dăm niciun moment posibilitatea ori răgazul de a gândi, de a se gândi că este singură, că a rămas singură. Doamne ferește, abandonată sau uitată. Că este destul dor de Părintele și resimte, simte și resimte această despărțire, această plecare, măcar noi să reușim, să încercăm și să și reușim să compensăm și să umplem acest gol, cercetând-o, ajutând-o, mângâind-o, fiindu-i alături, fiindcă Părintele a putut face câte a făcut și datorită Doamnei Preotese, împreună cu Doamna Preoteasă, cu tot sprijinul, concursul, susținerea sau aportul Domniei sale. Practic, familia preotului este desăvârșită și preotul, vorbesc de preotul slujitor, preotul paroh, poate face atât de multe în câmpul său pastoral, misionar și sacerdotal și datorită concursului sau ajutorului, înțelegerii, răbdării și îngăduinței soției sale, a Doamnei Preotese. Mulțumesc! Să ne ajute Bunul Dumnezeu să putem să-L pomenim pe Părintele cu mult drag și cu multă recunoștință în continuare, să-i citim cărțile, să-i le promovăm, să le dăm copiilor și nepoților noștri și atât de mult să ne țină dorul și dragostea față de Sfinția Sa până în ziua acea neînserată din Împărăția cea cerească și veșnică a Preasfintei Treimi, unde să dea Bunul Dumnezeu ca atunci, acolo, să ne reîntâlnim. Iar comuniunea noastră dintre noi și Părintele, dintre Părintele și noi, să nu se sfârșească niciodată, nici aici pe Pământ, dar mai ales nici dincolo, în ceruri. Amin. În continuare, îi dăm cuvântul domnului profesor Vitu Bidileanu, coleg de școală cu Părintele Nicolae, să ia cuvântul. Vă rog.